Barbu Măcelaru este mereu amabil și pare să aibă interesele clienților la inimă, numai că aparențele înșală. M-ai aruncat, mă, carnea, mă, îți bagi joc de marcă? Era stricată, nu mai avea ce să faci cu ea. Băi, sunt de 15 ani, Măcelaru, îmi spui tu mie ce să fac, mă? Băi, fii atent aici, că dacă nu pui mâna să faci cu ea, nu mănânci asta, nu taci, mă, din gură. Mamă, ce ți-a făcut? Ține de vorbă, sună-i la salvare, ok? Nu. Iar când soția sa nu crede că mai poate îndura, acesta dispare fără urmă. Am impresia că a lăsat-o pentru una mai tânără. M-au trimis la dumneavoastră. Pentru o dispariție. Cine, soțul? Da. Sunt Vlad Mocanu, băiatul Mirelei Mocanu. Am venit să dau o declarație. Cred că se ascunde pe undeva ca să treacă. Era foarte mult sânge. Și tatăl tău când s-a întors, ați vorbit despre asta? Pe tata nu l-am mai văzut. E păcat că n-a făcut totuși plângere penală, că îl căutam altfel pe individ. Ce s-a întâmplat? Cred că tocmai l-am găsit, să știți. Oare coșmarul lor nu o să se termine niciodată? De 15 ani, Barbu Mocanu conduce una dintre cele mai de succes măcelării din oraș. Clienții se bat să cumpere de la el pentru că mereu are cea mai bună carne. Băi, unde e? Unde e, mă, ceafa de porc? Că n-o văd. Ce ai făcut cu ceafa de porc? Am aruncat-o, tu n-ai văzut că mirosea? Ce ai făcut, mă? Ce ai făcut, mă, ești? Ce ai făcut? Cum ai aruncat, mă, carnea, mă, îți bagi joc de marfă? Era stricată, nu mai avea ce să faci cu ea. Băi, sunt de 15 ani, mă, celălalt, îmi spui tu mie ce să fac, mă? Băi, nene, dacă e stricată, o iei, o speli cu oțet și o pui la carne tocată. Nu s-a vândut carnea tocată, pui un pic de slăninuță și o dai la cârnaț, băi! Nu-mi bagi joc de clienții noștri. Băi, ce-i tu, mă, ăsta, mă? Bă, nimeni nu-și bate joc de marfa mea, mă, înțelegi? Înțelegi? Din ce crezi, mă, că trăiesc? Din spălatul tău pe jos, du-te! Hai, ia-o din tomberon! Scoate-o! Fii atentă! O speli cu oțet și mă dai la tocat. Băi, fii atent aici, am crescut copiii 15 ani din munca mea, mă. Nu din spălat... Băi! Fii atent, o speli, mă dai la... Stai că am clienți. Discutăm noi acasă și despre tonul ăsta. Nu e prima dată când face tâmpenii din astea de muiere isterică. Muncesc zi și noapte ca să câștig un bani și ea să-și bată joc de ei? Păi dacă nu eram eu până acum, uitați-vă la câți dau faliment. Dom'le, dacă vrei să faci ceva, trebuie să spui mintea la contribuție, nu să fii un bou. Era așa drăguț când ne-am cunoscut. Glumeam, îmi scutea în oraș. Pe urmă a venit Vlădu și au început bătăile, înjurăturile. Am vrut să plec, dar unde să mă duc singură? Pe urmă a venit Iasmina și am zis să aibă și ei un tată. Barbu se laudă că el face munca la măcelărie, dar adevărul este că Mirela, cu care este căsătorit de 21 de ani, muncește de dimineață până seara. Bună ziua, doamna Mirela! Vai de mine! Dar ce-ați pățit? S-a întâmplat ceva nu, rău? Nu, doamnă! Mi-a intrat ceva în ochi. Ah. Nu-i nimica. Trageți de ochi așa, de pleapă aici și iese. Dacă nu cu apă, apă multă să dă. Dar ce-ați pățit la gât? Sunteți plină de vânătăi? Nu, cu lăzile, că m-am împiedicat. Sunt atentă ce să... Păi am deschis ușa de la frigider și eu mă și învinețez repede. Așa, o foaie de varză, o luați, o bateți bine, o puneți, iese imediat vânătaia, imediat. Da, pun, am și cremă. Mai bine îmi spuneți și mie cu ce vă servesc. Păi, niște cârnați, dar mai slabi așa. Când intră clientul, trebuie să fie amabil, să zâmbești. Atunci mi-e cel mai greu. Numai eu știu ce umor îmi iau de la barbă. Se poartă frumos numai că vrea să se culce cu mine, dar după 2-3 zile... Iar mă ia la bătaie. Mirela ar vrea ca măcar acasă să scape de purtarea abuzivă a soțului ei. Dar, din păcate, comportamentul lui Barbu este din ce în ce mai greu de suportat. Iasmina!
Iasmina, hai la masă, hai că a venit tata! Hai, spală-te pe mâini! Mă, i-au făcut ăștia curat, mă, aici, în casă? Da? În camerele lor, adică. A? Că iau da? De ce aici. Pune berea. Hai, pus-o. Ia uite, mă, ce dezastru e. De ce nu v-am ăștia curat? Lasă-i, mă, că au venit și ei obosiți de la școală. Păi de aia se duc la școală să obosească? A? Mai tu nu vezi ce dezastru e aceea? Stai să se termine asta, tata. Pune, bă, mâna... Băi, nu mă lua cu... Hai să... Că se termină nu știu cine. Pune mâna, fă curat, da? În 5 minute fac. Pune, bă, mâna acum și fă curat. Nu mă lua cu 5 minute, da? 5 minute. Băi, băiatule, ce vorbesc eu aici cu tine? Ce vorbesc eu, mă, și ce înțelegi? Băi, fii atent aici, că dacă nu pui mâna să faci curat, nu mănânci asta, nu taci, bă, din gură. Ce? Ce, mă, ce ai? Ce te zmiori, căi, mă? Ce ai, mă? Fii atent, că știu urmezi. Bagă la cap. Tot timpul se ia de mama fără niciun motiv. Și de noi se ia. Odată a bătut-o pe mama cu un săpun băgat într-un ciorap. N-a ieșit o săptămână din casă. După cină, Mirela speră că Barbu o să-i lase în pace pe copiii și pe ea. Ar face orice să poată dormi o noapte liniștită. Numai că... Ce faci, mă? Te-am zis să fac un pic de curat, că după aia te trezești, te răstești, că nu-i curățenie. Lasă-mă acolo. Ia uite, băi, vrei să te faci util acum? Lasă-mă să ațipesc un pic. Mă, lași, mă, să stau și eu un pic liniștit, mă. Mâine mă duc la treaba, am de cântărit carne. Acum ați găsit să-ți drângănesc, să tragi. Lasă-mă, mă, băi, ești ceva de... Am zis să fac acum, că mâine dimineață n-am timp de nimic, trebuie să fac pachetul pentru copii, că se duc la școală. Păi dacă în loc să te uiți la telenovelele ai face curat, că dacă te-ai spontan, că te uiți la telenovelele ai fi milionară. Lasă-o dracu de curățenie, bă, dar... Mă, să mă ațipesc un pic, mă, mă, lași, mă, băi, ești ceva... Da... O nesimțită și o îngălată. În loc să aibă grijă de bărbat, să se poarte frumos, să-l respecte, ea nu. Îl caut așa, ceartă, scandal. Măi, bărbatul, adică eu, mă duc la servicii, aduc bani acasă, țin casa. No. Ea caută râcă, caută gâlceavă, nu... Măi, femeia trebuie disciplinată. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.